salutare, prieteni! Eu vă spun Veronica Mihoc și echipa TVR Timișoara. Astăzi încercăm să vă ținem la ora regiunii aproape de Banat, de oamenii și de întâmplările de aici. Asta înseamnă că trebuie să amânați pe mai departe ora de telenovele, să evitați un pic talk show-urile acestea aprige din ultima vreme, chiar și cancanurile acelea foarte incisive. Vă propunem o oră a regiunii normală, cu oameni normal, cu o Românie normală, așa firească cum trebuie să fie. Eu zic să ne dați și să fiți îngăduitori cu noi timp de oră și să vedeți că merită să rămâneți alături de noi. O să vorbim despre sănătate, mișcare, dar și lucruri de suflet. Așadar, stați cu noi! Știați că atitudinea pe care o avem noi față de viața pe care ne-o trăim poate să ne influențeze starea de sănătate, că nu doar cauzele fizice sunt cele care ne creează boli, ci și cauzele emoționale, chiar și cele spirituale. Ei bine, am chemat-o în studio în această zi pe doamna Alina Niță, care este terapeut în terapii complementare, specializată în reflexoterapie, presopunctură, masaj terapeutic și bioenergoterapie, corect? Da, așa. Ca să povestim despre ceea ce înseamnă aceste mecanisme ale îmbolnăvirii, care, iată, au o altă tentă decât cea pe care o știam noi clasică. Ne îmbolnăvim pentru că cedează organismul, imunitatea nu e bună, avem moșteniri genetice, dar se pare că e mai mult de atât. Da, într-adevăr, dincolo de orice boală se ascunde un blocaj energetic, ar spune medicina complementară. Ceea ce practic eu ca și terapie este o medicină complementară și nu neapărat alternativă, deși uneori devine chiar o alternativă în momentul în care medicina alopată nu mai ne dă nicio șansă. Eu cred că cele două ar trebui să meargă mână în mână și o colaborare frumoasă. Eu văd că în viitor, pentru că există foarte multă deschidere, din ce în ce mai multă deschidere, din ce în ce mai mulți medici vin să salute cu încredere medicina complementară și cred că încetul cu încetul vom fi acceptați pe piață noi terapeuți în terapii complementare. Medicina complementară vine să explice că dincolo de ceea ce vedem noi, de acest corp fizic, noi avem un corp energetic în care noi acumulăm, de fapt, emoțiile noastre. Emoțiile noastre sunt date de atitudinile noastre. Uneori când avem o veste proastă, avem o zi proastă în continuare, da? E, acea zi proastă în continuare, cu emoții proaste, de dimineața până seara, o stare neplăcută și așa, generează în corpul nostru un energetic blocaje energetice. Și în funcție de tipul de atitudine care noi o avem greșită, evident, se formează blocaje pe anumite organe și acelea răspund după, exact ca și picătura chinezească. Blochez astăzi, blochez mâine, poi mâine. Cu cât stărui mai mult într-o stare din aceasta negativă, acest blocaj va genera până la urmă chiar durerea în planul fizic asupra organului. Un blocaj de acest tip, din momentul blocării acelui organ și până în momentul manifestării în planul fizic, poate să dureze între 6 luni și un an și 6 luni, în funcție de cât de optimist este omul. Dar dacă ne schimbăm atitudinea pe parcurs și eliminăm o parte din aceste blocaje, avem șanse să nu afectăm organele respective și evident, organismul? Evident, da? Sigur că da. Pentru că dacă, de exemplu, eu sunt supărată, îmi voi afecta ficatul. Deci se va face un blocaj energetic asupra ficatului. Dacă ficatul meu, să presupunem că dincolo de acest blocaj energetic, eu, în planul fizic, alimentându-mă cu ceva care este nociv ficatului, deci ceva care să conțină o travă, care să solicite ficatul, nici nu dorm la timp, pentru că ficatul se regenerează doar între orele 22 seara până dimineața spre orele 2, deci ar trebui aceste 4 ore să fie dormite pentru regenerarea ficatului nostru. Dar într-o lume atât de modernă în care noi trăim, nu prea ne odihnim la ora 10 seara și atunci de multe ori întârziem somnul nostru până mult peste ora 2 noaptea, când deja după ce te-ai pus în pat să adormi, ficatul tău nu mai are nicio șansă de regenerare. Până atunci el trebuie să se regenereze. Să înțeleg că fiecare emoție a noastră afectează într-un fel sau altul un anumit organ, adică fiecare dintre ele se direcționează către alte părți, cum spuneați acum că dacă suntem supărați, iată, ficatul e afectat, dar dacă avem alte,
haideți să vorbim despre alte emoții, care ar fi așa o piramidă care ne-ar putea influența asta da, de sănătate. Da, există o piramidă a emoțiilor care nu eu am inventat-o, este piramida emoțiilor descrisă în toate manualele de psihologie și părintele spiritual al psihologiei Jung. El a descris-o extrem de bine și noi avem un traseu al emoțiilor de natură vibrațională, s-ar spune. Da? Și cea mai de jos vibrație emoțională este frica. Aha. Deci când ajungem la frică... Da, când ajungem la frică, acolo noi ne blocăm. Frica, rușinea, toate acestea declanșează depresie, pentru că mai întâi și mai întâi, înainte de instalarea unei boli, de obicei boală mai grea, mă refer, nu simpla și banala durere de cap sau durere de măsia, înainte de a te procopsi cu o boală profundă și greu de tratat, întotdeauna tu treci cu un an jumătate înainte printr-o depresie, mai mare sau mai mică, în funcție de intensitatea trăirilor tale. Cât depinde de cât este de trăitor omul. Și de ce emoții ar trebui să ne ferim așa sau, mă rog, să avem grijă în așa fel încât sănătatea noastră să nu fie afectată? Păi, în general, noi știm că dacă suntem mândri, da, vom și afecta mândria este un păcat, este un păcat. Păi, splenomegalia se face din cauza împăunărilor cu tot felul de titluri. Aha. În momentul în care ai o atitudine care ești genul de persoană care îți dorești să ai și diplomă de doctor și să faci doctoratul în nu știu câte domenii, să fii președinte, să fii doctor, să fii ce mai știu eu ce, multe, da. Să ai stiva de jos de la, de jos de la pământ până de un metru, așa plină de diplome, ei, genul acela de persoane se vor îmbolnăvi cu timpul de splenomegalie. Pentru deci că persoanele, se înțeleg, care sunt, eu știu, mai preocupate de carieră, au predispoziția aceasta, se poate întâmpla pentru... Carierismul în stilul acela ambițios, în sensul că îmi doresc extrem de tare să ajung în vârf, dar nu pentru că fac ce îmi place cu viața mea, ci fac pentru că așa vreau să ajung cel mai tare, cel mai mare și așa mai departe. Acea dorință, ambiție, prostească, aș numi eu. Pentru că splina se îmbolnăvește și din alte motive. Când, de exemplu, fac ceva ce nu îmi place, tot splina am să o îmbolnăvesc, n-am să fac splenomegalie, dar o să generez cu siguranță o altă afecțiune a splinei. Deci înțelegem, mândria la o parte se spune, e adevărat, e o vorbă din popor, cum că mândria e păcat. Așa. Și de exemplu, proasta relaționare cu mama. Ca să luăm așa puțin câteva din organele lucruri, principale. Da, proasta relaționare cu mama. Separările, aș spune, de la divorț, începând cu divorțurile, înainte oamenii se îmbolnăveau de diabet după ce divorțau. Sau își pierdeau partenerul. Pentru că diabetul, de fapt, vrea să ne spună că viața noastră nu mai este dulce. Așa. Și dacă viața noastră, noi avem în interiorul nostru un sentiment sau subconștientul nostru nutrește acest sentiment, automat va crește secreția de insulină. Sau nu. Sau nu mai crește secreția de insulină pentru că noi am dat comanda de stop. Deci poate să fie, să avem această fluctuație a glicemiei din punct de vedere al secreției de insulină în funcție de ceea ce trăim noi în interiorul nostru. De aceea zic că înainte persoanele se îmbolnăveau doar în cazurile astea. Murea partenerul sau divorța de partener persoana respectivă și cam în decurs de 2-3 ani cu siguranță făcea o formă de diabet sau o criză de glicemie și așa mai departe. Dar în ziua de astăzi am o veste proastă în ceea ce privește diabetul, nu se mai face doar din cauza asta. Noi ne deportăm pe zi ce trece în modernism și în viteza, în acest secol al vitezei, ne îndepărtăm de noi, de sine și de Dumnezeu. Și tot o separare este. Și în fond și la urma urmei, pancreasul este cel care este afectat de stările de separare. Păi și cum poate, de exemplu, să ne afecteze relația între mamă și fiică în sănătatea noastră? Adică, bun, e o stare de conflict, este o formă de manifestare a mamei. Aha. În primul rând, din punct de vedere al medicinii chineze, pancreasul și splina sunt elemente yin, adică feminine, fiind și pe partea stângă.
Ficatul este și el un element yin, ca să mergem și pe partea dreaptă. În schimb, are elementul de foc, care este fierea sau vezica biliară, cum o cunoaștem din punct de vedere medical. De aceea, toate sunt într-o complementaritate aceste energii și splina și pancreasul sunt așezate pe același meridian energetic, de altfel așa se și numește meridianul, splină-pancreas. Deci ele merg mână-mână, sunt unite, dar zic că ține de elementul pământ și pancreasul poate fi asociat mamei. Senzația aceea când mama vine să să te îngrijească, să te protejeze, să aibă grijă de tine când faci pașii, da? Deci aceea este de fapt relația care o ai atât cu părinții tăi, cât și în relația de cuplu. Așa ar trebui să fie. Așa ar trebui să fie. Acelea sunt adevăratele relații de cuplu, atunci când tu te poți lăsa în voia partenerului sau partenerul în voia ta, sau lin să stai în brațele lui liniștit sau el în brațele mele liniștit, știind că totul este în regulă. Acea, să zicem, acea chimie, acea simbioză. Și de aceea vine afectat foarte puternic pancreasul în aceste situații. Da. Pentru că dacă există o căsătorie între două persoane care este o căsătorie convențională pur și simplu, așa. Dacă acea căsătorie se destramă sau cei doi se despartă într-un fel sau altul, fii convinsă că n-au să facă diabet niciun. Deci atunci trebuie să avem grijă, că atunci când vrem să ne tratăm pentru o boală, nu e suficient doar medicamentul, da? Da. Pe care îl luăm, trebuie să ne gândim. Care trebuie luat. Care odată trebuie luat. Ce organul este afectat, atenție mare. Aici greșesc foarte multe persoane. Odată ce organul este afectat și este afectat deja de mult timp, nu poți să te lași în brațele medicinii complementare în totalitate și să uiți de medici și de medicină. Asta este marea greșeală. Noi trecem dintr-o extremă în alta, în loc să le îmbrățișăm pe amândouă, să le aducem împreună. Deci ne luăm pastilele mai departe, da. Dar încercăm și o vindecare, o altfel de vindecare în alt plan, da? Nu exact. Cel fizic, da? Ci acel emoțional. Emoțional și să nu uităm, cel mai important, planul spiritual. Așa. Pentru că, exact cum ziceam mai devreme, este o depărtare de sine și când tu te depărtezi de sine, în realitate te depărtezi de Dumnezeu. Și cum putem să facem, nu știu, să găsim soluția din punctul ăsta de vedere? Cât timp n-ar trebui printr-o astfel de terapie să ne revenim cât de cât sau poate că complet? Există un tratament? Da, există posibilitatea să îți poți reveni complet dintr-o boală care te macină de mult timp sau este grea sau este gravă și așa mai departe. Dar totul depinde, să știi, de... Exact cum a zis Iisus Hristos de fiecare dată când cineva s-a apropiat de nucămaș erijan Iisus Hristos, să nu fiu înțeleasă greșit, credința ta te-a vindecat. Pe măsura credinței tale îți sunt date toate. Indiferent dacă tu te duci la medic sau te duci la un asemenea terapeut de terapii complementare, indiferent ce practică acesta, credința ta cu care tu îl investești pe terapeut sau pe medic, aceea te vindecă. Noi avem în interiorul nostru un medic interior, eu așa îl numesc, un medic interior, care ne vindecă în realitate. Pentru că dacă știi să iei medicamentul corect, să aplici și o terapie sufletească, pentru că terapia emoțională este o terapie sufletească, ar putea o face orice psiholog. Și terapia spirituală ne face în realitate biserica, prin intermediul slujitorilor ei, sau, dacă nu avem așa ceva la îndemână, putem să o facem o rugăciune în forul nostru interior, așa cum simțim noi față de Dumnezeu. Și asta ne poate aduce vindecarea chiar și în ceea ce privește o boală pe care... Foarte multe vindecări. Vindecările se produc miraculos, dar nu terapeutul și nici medicul nu face lucrul ăsta, ci pacientul. Există o regulă și cred că la toate emisiunile la care am fost invitată am spus această regulă. Terapeutul este chiar pe ultimul loc, terapeutul și medicul. Pe primul loc este Dumnezeu, care hotărăște dacă este momentul sau merit să te vindeci, și pe locul doi este pacientul, care hotărăște dacă vrea să se facă bine. Și terapeutul sau medicul nu este decât o unealtă care slujește după cazul lui și îl ajută pe acel om prin fiecare, prin ce mijloace. Unul îi oferă medicație sau o operație și celălalt poate să-i dea un suport energetic. Dar până la urmă el este
factor important. Când apelăm la terapeut? Când este momentul să venim? Este bine să facem și terapie de menținere a sănătății, pentru că blocaje energetice, cred că își dă lumea seama foarte ușor. E destul să ieși pe stradă și să te superi că cu tare nu ți-a acordat prioritate la semafor sau la intersecție, sau te-a inundat vecinul și o jumătate de oră nu te-ai repetat când i-ai spus cuvinte frumoase. Toate acelea sunt blocaje energetice. Pentru noi este greu cuvântul păcat. Dar înainte, în Biblie, în Scriptură, asta se vorbește, ăsta este de fapt păcatul. Este ceea ce generează un anumit cuvânt greșit, o anumită atitudine greșită, sunt aceste blocaje energetice. Și atunci, normal că în vechime, când mergea cineva la un vraci sau la un personaj care avea anumite capacități și vedea toate umbrele alea în câmpul lui energetic, evident că îi spunea, ești plin de păcate. Da, plin de păcate, de fapt asta înseamnă. Acele pete energetice negre, să le spunem, în câmpul tău energetic. Și dacă ar care fi sunt să, blocajele. Dacă ar fi să concluzionăm care ar fi atitudinea potrivită pe care trebuie să o avem, în așa fel încât să ne menținem sănătatea așa cum ar trebui. Să fim buni. Să fim buni. Și de câte ori eu am o vorbă. Trebuie să avem un SRI deasupra capului și fără să ne legăm de o anumită instituție, smerenie, răbdare, îngăduință. Le-am unit așa, pentru că sunt, în primul rând, sună simpatic, am un SRI deasupra capului și când afli de fapt ce reprezintă acel SRI, smerenia, răbdarea și îngăduința, este calea. Iată o altă modalitate prin care trebuie să ne revizuim atitudinea pe care o avem în viață, în așa fel încât să nu ajungem bolnavi. Și dacă ajungem bolnavi, iată, trebuie să ne ridicăm mai multe întrebări decât, Doamne, de ce a cedat organismul meu, să ne gândim și la emoțiile noastre, la starea noastră spirituală. Îi mulțumim Alinei Niță și pentru eu, că a venit în... Și eu mulțumesc și mulțumesc telespectatorilor noștri că ne-au urmărit. Noi rămânem în continuare la ora regiunii, rămâneți, mai avem invitați, așa că... Stați cu noi!